Este o altă frică. De ce? Anume, bolile psihice sunt acele stigmatizate și cea mai mare frică a oamenilor este să-și iasă din minți. Cred că este o frică bazală. Este o frică de, de mult. Noi nu, nu venim cu eretaj doar sovietic, deci din perioada sovietică, dar uh, psihiatria este în general o, un domeniu tânăr. Na, dacă să luăm medicina care are mii de ani da. psihiatria s-a așa s-a dezlipit din de medicina generală cum, acum 100 și ceva de ani a, și până atunci nu însemna că nu erau persoane care aveau careva probleme de sănătate mentală dar a, o bună perioadă de timp persoanele s-au considerat că sunt posedate de puteri diabolice a, mm -hmm. și erau uh, nici vorbă de tratamente sau intervenții, deci erau persoane care erau non grata pentru uh, religii și societate, erau declarate vrăjitoare, arse pe rug, era închiziția și așa mai departe. Deci, de fapt, asta este foarte mult timp implantat în capurile noastre. Cred că deja, uh, la nivel de genetică, noi percepem. Uh, o problemă de sănătate mentală, ca ceva care a priori este interzis și nu este bine văzut în societate. Tabu. Da, tabu, și bineînțeles că care urmează cu o pedeapsă asupra omului care are această, această tulburare sau problemă, cel puțin cu rușine, uhum. dacă nu pedeapsă. Și după care a urmat și perioada sovietică în care. Totuși spitalele de psihiatrie au fost și un instrument de, de pedepse, de tot cei care vorbeau altfel erau considerați nebuni și frica care deja este destul de conștientă atunci când oamenii se gândesc la boli psihice, la probleme de sănătate mentală este... Cum e să nu-ți dai seama să faci ceva? Adică lipsa discernământului. De multe ori se -au, uh, aude răsunetul acestor cuvinte că mai bine m-ar durea ceva decât să -mi, nu pot să-mi dau seama ce fac.